To ludzie z Inkiwerach Technikiem Hollybucht.com. Achter van de kinderen is de cultuur te begrijpen en karakter in breed. Maar in de volgende episode ik ga dat ik een mooi binnenwinter en ga ik ervan ook van de moed dat ik het geen dag begrijp. We denken dat ik een ontzakingen voor objectieven en allemaal nog dag dat we niet kunnen krijgen. Een kare, pevier kare geptomen dat ik de depositatie. 15 euro's kilo's. Dat de kinderen de daily freak en 15 euro's. Dat ik de 15 euro's kan je een kutje gratuite. Dat de kinderen een kutje achter de 3 euro's kan je een stuk het gewoon stuk kutje achter ongereden. Ik heb ooit dat ik een mooi play en gebeurde en kinderen kutje heb verwacht heb ik al echt voor goed begrijp. Richting dat toen dichtdig al kwartje ontregen ervan. Nou, op het eigen pakket, dat wij dat geweest is, de ballon gratis meegekregen, ik ga free. Op een vliegtuig op dit moment. Ik heb ooit graag bijvoorbeeld iets, we denken op het eigen richting aan, ik weet het niet. Ik zal nu een post op de schiet. Een post op de schiet? Oké, ja. If have the games here, so I'm picking them. Yeah, must be take the project at the ultimate 3 this is okay. Can you see I can put it up a plug and I can do a promo code mail. Promo code mail is the cost of your vehicle. Clear dat ik kon filmpje ja dat niet de bonus gratis. Bon, hij gaat hem wel gewoon een nopige korte die een immediaat. Had ik ook hem deed op balans en mijn micro, die wil ik niet zo lang gelijk ik ook tegengekort op een videoclip en het kanaal van de multi-abonatie. Dat ik weg in de balans valt hem al echt, ik neem ook tegen het trage. Terwijl ik geen dag valt, moet ik begrijpen. Voor ons is promo voor de kostje die ook weer gekloten. En weet je niet, kon ik leren. En ik dacht dat een like, share, geen commentaar. En ik heb een goede punt voor de camera. En zo. Zo'n valt er een kiet. Oké. Apollo, wil ik een keer gaan kiezen op de manier. Ik denk, kut kostte het die achter. Kostte $1. Denk, achter kostte $3. Gewoon, denk ik. Denk, de projectatie. Denk, de kutje achter de 3 euro. Hij dacht, denk, de misschien gedaan dat je geen profit $1. Ik denk, al niet de dag dat de machine niet te zoenen. De mama. Wat kut je achter? 3-4, waar mij zit foarte prost pe select sell all. Bă, mai încerc o dată, poate ne ieși ceva profit, dacă nu, încă mă pe cutie aici, Alen. Bă, ai profit vere, bachidic, trebuie să fie un euro, n-are cum. Mamă, nici un euro, bă, chiar de, mă rog. Bun, mergem ne-o presiune, o să deschidem cutiile astea mirobolante. Să facem puțin profit. Ne facem și cutia noastră, adică va închide în chestii că m-am întrechit, adică deschidem un AK 47 de 4 de la încredere dacă ieșim pe profit. Nu e Eric sau chiar n-am alte șanse. Bă, e foarte ok, cred că am ieșit pe profit. Da, ia uite, un item profitabil. Respect. Dăm aici hel. Să ne recuperăm jalea pe care m-am făcut-o la celelalte cutii. Bun. Bă, ce poate zic, uite, hai să ne... Vedeți aici... Aveți cele mai bune cutii pe ziua asta, sunt cutii oficiale, cum ar veni. Bun. Avem și cutiile PUBG și de H1Z1, avem cât 100 de... Să deschidem și de alea. Bun. Care este ideea? Hai să vedem când ai boost. Mamă, e $100 de gen, nu merge.
Eigenlijk kreeg ik wel op die speler. Maar gauw eigenlijk nog. Weet je, eigenlijk kreeg ik hem naar VP tot Porto Doras. Ja, gelukkig. Want zo, ik kan geen keer mijn gegeven toekeren, denk je, oké. Eigenlijk dacht ik, fuck je, ik profiet en gelukkig een keer mij op een keer. Fuck, minimaal wel, zijn in lieve kreeg je profiet. Oh, nee. Je zal je. Ik zal je bij me vinden. Maar dan, dat mogen we de dag hebben, maar ook. Ik denk dat ik hem heel goed zit. Maar, mijn voorbocht, minimaal wel, je zal je. Ja, lekker. Binnen. Rappen, dit heb ik gewoon gemerkt. Ik kiet hem. Eindje. Van mijn attackertje. Eigenlijk kiet hem te vernietigen. King Rick de Bolaar. Die balance. Pekken. Mijn pieken. Mijn opa gaan pieken tegen. Mam, ik kies dat wist de label. Doorschapte mij dat. Mam, mijn dak. Mi-a dat cu virgulă rău de tot. Mi-a dat rău de tot cu virgulă, mai deschidem una. N-are cum când dea din nou cu virgulă, e imposibil. Dragălor! Mamă, nu cred! Ce bait! 23 de euro mea. Băi, chingii de dolachi, nu reușesc să fac pe fi chinghiniona. Bun. Nu mai am nimic pentru... Eigenlijk dat alleen maar ook het hier goed ziet. Probabelijk, no limit case, $12. Eigenlijk. Dan denk ik dat je vaak zo profiet om mee doorgaat te doen vanmorgen. Te doen vanmorgen mee doorgaan! Oh, hallo! Dat gericht hij door is, $12, jongen. Maar, je hoopt die spijt, dan heb je de mooiste parten, de partij en altijd. Hai, frate, dă-i mie ceva bun. Am nevoie de clickbait. Medu, mamă, dacă îl duc mai încolo, mă. Mamă, nu cred, $6. Oh, mama, e ce asta. Hai să deschidem, uite, o să deschidem cinci o dată. 3. Nu 3, hai să deschidem 5, avem bani. Oh, 100. Bă, n-avem bani, 5, dar de 4 sigur avem. Hai să vedem. Mamă, toată balanța asta s-a dus pe CSGO, hai să vedem. Oh, bă, am împlinit numai golden coin-uri de-astea, dar... Mamă, ce jale e pe total, nu cred, bă, e jale cutia asta. Ori sunt eu prea ghinionist la... Uite, avem aici un EcoBoost. Asta l-am deschis, că era în challenge. Un M4A4, mamă, hai să scot, să-i scot așa un pic sunetele astea, că mă enervează sunetele alea de mașină, ia să vedem. Mamă, ce... Bă, ăsta nu e atât de rău, dar nu cred că e $4 aici, sau? Bă, ăsta e profit. Am ieșit pe profit cu $1, easy money. Bă, o să mai fac videoclipul de betting, sper că vă placă. Bă, acum vreau să deschid eu ceva. O să facem noi o cutie, fii atent. Mega case. Bun. Și o să fac cea mai insane cutie. O să-mi pun din knife-ul meu. Sau, mă rog, să văd ce knife au ăștia pe aici. O să facem un challenge, da? Uite. Un doppler de ăsta. Da. Și o să punem... O să încerc să fac 50-50. 5 grahuri de haivă. O să facem o cutie riscantă, da? Și... așa. Și o să punem, de exemplu, să cadă de-asta foarte ieftină, cu încă 5 grahuri. Să vedem dacă reușim să... Facem ceva, că mi se pare că... mi se pare că trebuie să avem... trebuie să avem undeva la... Nu știu... Ia... Count price... Așa, the number should be between... Ah! Stai un pic, da... Bun, deci... Hai să punem... 10% cu cheat.
Da. Hai că facem un loadout de cuțite. Deci, o cutie de cuțite, probabil, o cutie de... Gata, uite, o să punem un calambit, o caut, beta skin. Care ai că chiar că avem șansă, să zic. 2% la el, pentru că e foarte scump să nu-mi afecteze prețul. Sper că am destul de balanță, deci un calambit ăsta 1%. Și hai să-i chemă... Mai au băieții cuțite, ia fi atent. 15%. Ok, deci... na. Și... 1, 2, 3, mai avem nevoie de două iteme, încă un cuțitaș. Hai să punem cuțitul ăsta la, să zic, 30. Și... ultimele cuțite la, să zic, 56%. Nu, hai să punem 50, de exemplu. 40. Nu, o să pun 44% așa. Ia credem. Mamă, dar n-avem bani de cutia asta. Băi, ce nașpa e că n-am bani, dar... Ia dacă pun aici... Dacă pun aici, de exemplu, 1% șansă. Deci pun 1% la astea. Și 49% de exemplu. Nu prea, eu nu prea știu să fac cutii. Da. Hai să vedem 51% șansă. 53, ia să vedem. 53% șansă. Asta o să coste 80. Mamă, dar m-a lupă preț. Atunci hai să facem acum. Le punem pe toate la 1%, fii atent. O să le pun pe toate la 1%. Deci o să avem 1% la orice cuțit. Da. Și restul, stai să închid ușa, că se aud câinii pe stradă. Trebuie să închidem ușa, dacă reușesc să închid ușa. Până termin episodul, ar fi perfect. Bun, bă, o să pun, uite, un negev. O să pun un negev, sper că-mi ia să ia pe tot. 90%. Nu, o să punem 100. Nu, punem 95% chiar, da. 95. Perfect. Nu, așa, așa. Dacă și acum e prea scumpă. O, uite, cutie de 5 dolari, așa îmi place. Credem dacă reușim să punem ea aici. Put. Cutia caracului, am pus numele, o să vedem dacă ia. Așa. Ok, bike eu o să pun aici, de exemplu, da? Hai că vedem, ia, what the fuck? Ok, hai să scriem Kio, ia. Nu merge. Hai să punem aici, Hip. Hip. Risk. Risky. Nu pot să cred. Nu cred. Trebuie să aibă minim 14 litere. Clip. Clip riscă. Hai mă. Bun. Așa. Copiere. Ia credem acum dacă ne-a ieșit combinația cu această cutie. Poate reușim să scoatem de aici un cuțit. Chiar că n-am făcut-o videoclipul.
corte aquí todo el aproximativo. Avem un lac de gheață la toate cu citerea și pentru asta e foarte mare gheață de pierdere. Hai, Doamne, mamă, zic, dacă eu scot un cuțit, mamă, hai că am scos cuțit dacă e. Am scos cuțit dacă e, sigur. Da, hai că am scos mare cuțit. Hai să deschidem câte 5 deodată, poate că avem, teoretic, trebuie să avem mai multe șanse. Pentru a scoate un cuțit, mamă, nimic. Băi, nimic, frate, nimic, mamă. A trebuit să închid ușa, practic, pentru că se aud tot felul de oameni, dar n-am ajuns să închid ușa. Doamne Iisuse, ce facem? Hai că am închis ușa, că nu se mai putea, că deci e pe fundal. Bă, n-am făcut nimic cu această cutie, practic, și sunt foarte dezamăgit că n-am făcut nimic. Dar hai să mai închid, că mă, să deschid încă patru. Mai mergem de patru, ia credem. Patru cutii sau sal. Opa, mamă, 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 nimic. Dar oricum avem șansă mică, dracu. Bă, na, mai am 3 dolari. Mamă, unde am intrat? Ok, nu mă băgați în seama, am intrat pe video tutorial pentru că da. Am dat misclick. Ok, nu contează. 3 dolari mai am de cheltuit aici și, na, cred că m-a costat de o cutie de Glock. Mamă, 2 merge, 3. 4. 4, 3, 20. Cât am ia, cred că balanță mai am. Mai am 3, 2, 3 și 93. Da, ne ajunge fix de 3 cu de 4 cutii de astea. De Glock, hai să vedem dacă reușim să scoatem măcar o dată profit. Mamă, ce jale e cutia asta, nu pot să cred. Bă, băieți, mă, hai că am filmat și eu. Bă, dacă e, mi-a intrat și mama peste mine în cameră, că-mi bag pula în el de picot, noroc, că n-am nimic, că-mi bag picotul. Asta este, hai să trecem la cutiile de H1Z1. Din nou puteți folosi promo codul meu, avem și H1Z1 mai nou. Și o să deschid cele mai d-astea, cele mai scumpe cutii, pentru că eu nu știu ce poate să-mi pice, am 100 de dolari. Deci o să deschid cea mai scumpă cutie de pe site de 5 ori, ia să vedem. Să vedem dacă avem măcar la H1. Deci am dat 100, eu nu știu nimic despre iteme. Și am luat 67. E jale pe cutie. E jale pe cutie. E jale pe cutie. Hai să vedem. Hai să vedem. Bă, dar nu mă lasă, bă, să o stă în pace. Bă. Poate am făcut și noi ceva profit. Nu știu. Hai să mai deschidem o cutie de asta de 20. Nu prea știu eu cu cutiile astea de H1, credem. Tot bățul ăsta mi-a dat. 8 dolari, mamă, ce... E jale cutia. Nu, nu, nu. Bă, da. Hai să vedem ce avem la PUBG aici. La PUBG, avem, să vedem ce avem, ia. Uite o cutie fix de 100 de dolari. Cred dacă dau 100 de dolari, cât îmi dau înapoi? Asta e un challenge. Mama, asta e scumpă. Asta e scumpă, cred. Mama, e scumpă pula. Da. Foarte scumpă a fost. Da. Bă, nu știu, n-am noroc astăzi deloc. Pur și simplu, n-am noroc. 19 dolari la PUBG. Să vedem dacă reușim să scoatem ceva. 20. Bă, hai să deschidem una de 10. După aia să deschidem una la H, nu că mai avem 20 chiar că de dolari. Body shoes. Am înțeles. Și da, acum o să deschid ultima de H, nu că mai am 26 de dolari.
pur și simplu, nu știu ce să deschid. Ia să vedem. 20, uite aici am cutie, perfect. Ia să vedem, hai mă, măcar dar hai să deschid ceva ca lumea. Nimic. Bă, ce noroc am. Bă, cam asta a fost episodul, nu uita că folosiți promo codul KIO pentru, Costi KIO pentru mai multe, pentru niște bănuți gratis sau să intrați pe linkul din descriere pe care vi-l las. Pe data viitoare, like, share și subscribe. Ciao!